Prioritatea unui stat de drept consolidat este aceea de a avea o justiție independentă. De această independență depinde legala soluționarea cauzei tale atunci când te adresezi justiției. Îți asigură protecție în fața abuzului și a puterii. Independența justiției este astfel un drept fundamental. De asemenea, este o garanție a respectării tuturor drepturilor și libertăților. Ea este condiția fundamentală pentru buna funcționare a statului. De aceea, Independența magistraților trebuie să fie protejată. În acest fel se asigură protecție drepturilor și libertăților tuturor persoanelor. Pentru magistrați, ea nu este un privilegiu, ci o mare responsabilitate. Generează o presiune imensă, presupune echilibru, asumare, exigență și obiectivitate. Există multe provocări, pentru că în discuție sunt libertatea omului și averea sa. Dar oare ce presupune această independență? Independența justiției înseamnă că instanța chemată să pronunțe o hotărâre nu poate fi subordonată față de nicio formă de putere, fie ea internă sau externă sistemului de justiție. Altfel spus, magistrații trebuie să își poată exercita atribuțiile conform legii, nu pot fi influențați, nu pot fi supuși la presiuni și nu pot să primească instrucțiuni din alte părți pentru a te asigura că magistratul care îți soluționează cererea este cu adevărat independent? Trebuie să vezi ce garanții ți se oferă? Acestea trebuie să te convingă că magistratul are o protecție adecvată împotriva presiunilor și îți garantează că poți avea încredere în soluția pronunțată? Există cel puțin 10 garanții. Magistratul trebuie să fie independent față de puterea legislativă și executivă adică Parlamentul, Guvernul sau Președintele României, nu pot să intervină într-o cauză în curs de desfășurare pentru a influența soluția care se va pronunța? Nu este permisă o astfel de emixtiune nici prin reglementări care să privească o anumită cauză și nici prin declarațiile publice ale reprezentanților acestor puteri? Magistratul trebuie să fie numit în funcție ca urmare a unui concurs real și transparent, fără implicarea politicului iar judecătorul să fie inamovibil, și procurorul să aibă garanția stabilității. Magistratului trebuie să fie repartizat dosarul în mod aleatoriu pentru a nu se naște suspiciunea că a ajuns la acesta ca urmare a unor interese. Magistratul trebuie să aibă o pregătire profesională superioară pentru a nu lăsa dubii cu privire la competența acestuia de a soluționa o anumită cauză. Motivarea temeinică. Exclude arbitrariul și convinge justițiabilul că soluția este una legală. Magistratul trebuie să aibă o bună reputație pentru ca justițiabilii să aibă încredere în calitatea raționamentului său și în experiența sa. Orice abatere de la integritate poate atrage sancționarea disciplinară. Magistratul trebuie să fie independent față de părți. Această imparțialitate presupune absența oricărei prejudecăți. Sau a oricărei idei preconcepute privind soluția dintr-un dosar? Magistratul trebuie să fie incompatibil să exercite alte funcții, cu excepția celor didactice din învățământul superior? Magistratul trebuie să aibă asigurată stabilitatea și independența financiară pentru a fi protejat de eventuale forme de șantaj sau alte aspecte care l-ar face vulnerabil? Magistratul nu poate face parte din partide politice, iar întâlnirile cu politicienii nu sunt acceptate decât în situații excepționale. Magistratul nu poate fi tras la răspundere pentru soluția pronunțată decât dacă a acționat cu rea credință sau gravă neglijență. Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, nu există niciun motiv să ai vreo îndoială cu privire la independența magistratului care îți soluționează dosarul. Toate garanțiile sunt instituite tocmai pentru a-ți oferi încrederea pe care trebuie să-ți o inspire o instanță. Nu ne putem imagina o soluție dreaptă dacă legea nu ar reglementa coerent toate aceste garanții. Independența justiției este cea mai bună protecție pentru drepturile și libertățile tale. Apărând independența justiției, îți protejezi în cele din urmă propriile drepturi și libertăți.